Bun găsit! Vă prezint astăzi una dintre aplicațiile Google și anume aplicația Photos. O putem accesa din șirul de aplicații Google, dreapta sus. Este o aplicație prin care fotografiile personale pot fi organizate și găsite foarte ușor și o să vedem modul de organizare. Putem încărca fotografii pentru a le organiza în aplicația Photo din computer și se pot încărca și automat. Vom vedea ce trebuie să facem pentru a se încărca automat fotografiile. Voi încărca o suită de fotografii. Sunt întrebată dacă aleg mărimea fotografiilor să rămână cea inițială sau să aleg o dimensiune pentru a fi stocate. Aceasta reduce din calitatea fotografiei. O să aleg mărimea originală. Spațiul de stocare va fi mai mare. Ce pot să fac cu aceste fotografii? Fotografiile le pot organiza într-o carte, într-un book. Și o să vedem aici aplicația Make a Photo Book. Le încarc din computer, așadar. Sau le pot organiza într-un album. Și inițiez opțiunea album pentru aceste fotografii. Voi vedea că albumul de data aceasta este gol. O să-i dau un titlu. Albumul meu se numește Experimente. Și o să încarc mai multe fotografii realizate în orele de fizică de către elevii mei și cu ajutorul elevilor. Și acestea vor fi organizate într-un mod mai ușor de accesat, mai ușor de vizitat. Încarc fotografiile așadar și le organizez în album. Mai am și alte opțiuni, și anume să fac un film cu acele fotografii, să fac o animație, un colaj, să mut fotografiile în arhivă sau să realizez un backup pentru fotografii din computerul meu. Așadar, fotografiile s-ar putea salva automat din computer în această aplicație Google. Voi avea mai multe opțiuni. Vă rog să observați aici dacă explorăm. O să organizez fotografiile într-un grup de fotografii favorite. Găsesc fotografiile la cele recent adăugate. Creațiile mele sunt creații salvate, o animație, un colaj, un film poate fi. Se pot împărți fotografiile din fotografii screenshot, selfie sau video, fotografii în mișcare, fotografii scanate sau fotografii 360 de grade. Așadar, este o aplicație utilă pentru orice utilizator de Google, bineînțeles, și unde pot fi fotografiile toate salvate. Eu spun că este o aplicație foarte utilă pentru noi, deoarece tot timpul facem fotografii și atunci este bine să le avem organizate. Așadar, succes!